Salut, sunt Mihai și continuăm cu partea a doua despre cum am putea să creăm un zid din imitație de piatră. Pasul 2 e rostuitul. Dacă la primul pas am montat piatra, acum trebuie să o și rostui. O să vă arăt cum să facem acest lucru. Pentru a putea rostui avem nevoie, în primul rând, de o sculă de genul ăsta, un pistol de aplicat, kitul de rost. Avem aici kit de rost gata pregătit, se găsește în comerț, se amestecă cu apă și o să umplem pistolul. Vă recomand să lucrați în doi. Kitul de rost întărește destul de repede. Dacă nu există cineva după aplicare să vă spele pistolul, să vă spele sculele, o să aveți niște dificultăți. Kitul de rost, cum am zis, se găsește gata în comerț. Se poate achiziționa direct, nu trebuie să vă mai bateți capul să îl obțineți. Aici mă ajută tatăl meu. Acum mergem în camera cealaltă unde vom aplica kitul de rost. Acesta a fost nou perete unde v-am arătat cum arată gata rostuit. Deci, acestea sunt rosturile, se pot vedea și vom începe să aplicăm material între ele. Va trebui să lucrăm rapid pentru că, după cum ziceam, se întărește repede. Cei care s-au ocupat de colorat torturi și prăjituri pot găsi această activitate destul de asemănătoare. Urmă aici rosturi de dimensiune destul de mare. Pentru rosturi de dimensiune mică, se umple din lateral. Eventual se face pasta un pic mai mult. Suntem aproape gata cu pasta. Atât. Dăm pistolul la curățat, după cum am zis, trebuie curățat rapid, să nu se întărească. Și avem aici sculele care ne vor ajuta în continuare. Niște scule foarte simple, două bucăți de lemn și niște perii. Dăm periile aici deocamdată. Această mistrie îngustă, vom nivela rosturile. Ca idee, trebuie să avem grijă să nu murdărim piatra. E principalul lucru de care trebuie să ținem cont. Și să avem puțină răbdare. Operațiunea asta necesită un pic, un pic. Ne mai ajutăm și niște degete din când în când. Nu în exces, pentru că kitul de rost atacă mâinile. Și seara s-ar putea să avem o surpriză neplăcută. Încercați să nu ratați rosturile.
că de la un moment dat. O picată. Costurile nu trebuie să fie perfecte, astfel ele imită cel mai bine zidăria veche din piatră. Bun, de principiu, asta e prima fază. Urmează să luăm aceste simple bucăți de lemn și încercăm pe margini să finisăm aceste urme. Ar trebui să fie. De practic, pe conturul pietrei se vine pentru a se lua excesul de material și efectiv al lipi. Bun, continuăm cu peria de rădăcină cu care vom elimina excesul de chip de rost și vom și curăța în același timp rosturile. O să vedeți importanța acestei operațiuni într-o secundă. Bun, și acum ultima parte. Sper că arată destul de bine. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-a fost folositor. Urmează pasul 3.